Bună seara, bine ați venit la o nouă ediție a Serii Bănățene, a 33-a, dacă nu mă înșel, a 35-a. De fapt, chiar în urmă cu 3 zile, Sara Bănățan a împlinit 3 ani, așa că este, putem să zicem și că este o ediție aniversară. Astăzi avem un invitat care ne onorează și prin faptul că este între noi și prin tot ceea ce a făcut în viața lui. Este domnul Teodore Stanca. A fost deputat al României, este președinte al Asociației Foșilor Deținuți Politici din Timiș. Domnia sa ne va vorbi despre mișcările anticomuniste ale studenților din Timișoara din 1956, mișcări la care domnia sa a luat parte activ, a fost chiar unul dintre liderii lor. Și sunt puțini cei care au fost implicați în acele evenimente care mai sunt astăzi, care pot să ne mai povestească astăzi ce s-a întâmplat atunci. Domnul Stanca ne-a făcut onoarea să vină să ne povestească cum a fost în 56. Domnule Stanca. Bună seara. Onoarea este și din partea mea că m-ați invitat la această întâlnire a dumneavoastră săptămânală, am înțeles. Îmi cer scuze că nu știam care este eticheta localului și am venit prea la treace, cum se spune, dar promit că altă dată să fiu în ton cu dumneavoastră când o să mai vin aici. Am puține emoții pentru că, deși trebuie să vă vorbesc despre un lucru despre care am vorbit de nenumărate ori, pe care le-am trăit, totuși am întotdeauna teama că nu voi reuși în suficientă măsură să arăt ce a însemnat acel moment de grație, să spun așa, a studenților generației 56. Este ușor să povestești ce s-a întâmplat, dar în aceeași măsură trebuie să vă conving că momentul 1956 n-a fost singular în peisajul politic a acelor vremuri, dar că el totuși se înscrie într-un șir de evenimente care au marcat politica țării și situația din România după al doilea război mondial, odată cu venirea comuniștilor la putere. Deci nu este singular, dar în același timp, dacă mă iau după modul în care este tratată această mișcare de către istorici, în special spre cinstea lor de tineri istorici, atunci aș putea spune că, într-adevăr, ea își găsește un loc bine meritat în acest peisaj de care spuneam al luptei anticomuniste. Sigur că, cum spuneam, pot să vă povestesc ce s-a întâmplat, de unde a venit ideea, cum a fost, cum s-a desfășurat, dar trebuie să vedem și să răspund care au fost motivele, care a fost mobilul, care au fost resorturile care s-au declanșat în rândul tinerilor de atunci, pentru că a te organiza, a te exprima categoric împotriva unui regim despotic, criminal, așa cum îl înțelegea lumea în cea mai mare parte atunci, era, dacă nu o sinucidere, dar nici departe nu era de această noțiune. Sigur că ar trebui în câteva minute să vă prezint cam care erau principalele momente premergătoare anului 1956. După 1944, odată cu actul de la 23 august, care
Mă iertați că trebuie să-l opresc. Sigur că contrar propagandei comuniste, că, mă rog, a venit o țară eliberatoare, armata sovietică eliberatoare, lucrurile stăteau cu totul altfel. Între 23 august și 15 septembrie, când s-a semnat, de fapt, armistițiul cu Uniunea Sovietică, deși armata română a depus armele și, în mod normal, de-a doua zi ar fi trebuit să înceapă o colaborare între cele două armate, între armata sovietică și armata română, au profitat de acest interval și doar de la, cum spuneam, de 23 august până la 15 septembrie, 162.000 s-au înregistrat 162.000 de prizonieri de război, absolut în mod și cu totul abuziv și în contrar tuturor uzanțelor internaționale. Acestea au fost, de fapt, primele victime, așa zisei, eliberări de către armata sovietică. În 1945, la începutul anului 1945, și în lunile care au urmat, 72.000 de etnici germani au fost ridicați din toată țara și trimis la munca de reconstrucție în Uniunea Sovietică. Iată deci de nou un abuz care premerge de fapt instaurării, să zicem așa, teoretice a regimului comunist, care după istorie, după istoriografie, începe din 6 martie 1945. Abuzurile au fost extrem de multe în perioada de când s-a semnat armistițiul și până la instaurarea regimului Petru Groza, pentru că armata sovietică a făcut niște lucruri absolut înfiorătoare. Pe unde a trecut, a lăsat numai jafuri, numai crime, violuri și așa mai departe. Prin urmare, populația era îngrozită de această armată eliberatoare. Dar toate abuzurile acestea au fost lăsate cu bună știință și oarecum încurajate pentru a forța Comisia de Armistițiu să impună în România un guvern de nuanță comunisto-moscovită. Ăsta a fost, de fapt, mobilul pentru care aceste lucruri s-au petrecut cu bună știință administrației de atunci. La 3 luni după instaurarea guvernului Petru Groza însuși, într-o declarație la o agenție franceză, se laudă că timp de 3 luni au înregistrat 90.000 de arestări. Prin urmare, așa, cu această viteză se derulau lucrurile atunci pentru a înlătura din fața tăvălugului acesta sovieto-comunist tot ce putea să însemne rezistență împotriva acestei stări de fapt. Normal că după alegerile măsluite, furate, din 1946, a urmat rândul partidelor politice care trebuiau eliminate de pe scena politică și în perioada de câteva luni, 10.000 de reprezentanți ai Partidului Național Țărănesc, care era de fapt principalul partid de opoziție care, în jurul căreia s-a format rezistența împotriva instaurării comunismului, au luat drumul închisorilor, dar nu numai țărăniști, ci și național-liberali, socialiștii care nu au trecut, nu s-au predat comuniștilor, deci cei din jurul lui Titel Petrescu, și, bineînțeles, legionarii care
erau considerați de ei nu numai niște opozanți de primă forță, ci și considerați ca fasciști și deci ăsta ar fi, era un motiv în plus pentru că, vezi, Doamne, după război trebuia să se ducă, să se defascizeze, să spun așa, Europa și, bineînțeles, și România. Dar treaba asta cu legionarii a fost un bau-bau pentru că s-a întâmplat ca tineri, elevi, studenți, care nici nu cunoșteau această, mă rog, mișcare, să fie declarați în procese că sunt legionari. Bun. În foarte scurt timp, elita politică românească a fost complet distrusă. S-a înființat închisoarea de la Sighet, unde toți mari conducători politici din anteriori, așa, au fost duși la această închisoare și în timp de 4 ani, 54 de miniștri, în frunte cu primul ministru Iuliu Maniu, primul ministru Dinu Brăteanu, din partea liberalilor, istoricul Gheorghe Brăteanu, care de fapt era cunoscut în lumea liberală ca viitorul succesor la șefia partidului, au murit în închisorile de la Sighet. Sunt foarte multe nume, mă rog, cu rezonanță, care au pierit în această închisoare și foarte mulți episcopi greco-catolici, după ce s-a impus în 1948 trecerea de la greco-catolicism la Biserica Ortodoxă. Se pot spune foarte multe lucruri, pentru că în foarte scurt timp țara întreagă s-a transformat aproape într-o închisoare de la un capăt la altul. Deci noi, și aici vreau acum, dacă v-am spus câteva din aceste momente, am vrut să vă pun în situația să înțelegeți că noi, generația 56, am cunoscut toate aceste perioade de la copilărie până la maturitate. Le cunoșteam, le vedeam, le simțeam prin familiile noastre în special. Să nu mai vorbim că încă în 1956 țăranii erau absolut într-o situație disperată, cu cotele aberante pe care trebuia să le plătească regimului. Datoriile de război. Deși noi am fost o țară care am participat până la victoria, să zicem așa, împotriva germanilor, am fost supuși unor datorii de război aberante, iar pentru a percepe aceste datorii, toată țara era împânzită de consilieri sovietici care controlau industrie, controlau instituții, până și instituții de cultură, peste tot erau infiltrați consilieri sovietici care ei făceau politica, de fapt, în România. Mutatis mutandis, ajungem, să zicem, la câteva evenimente care sunt definitorii pentru rezistența împotriva regimului comunist în țările ocupate de ruși. În 1953 are loc în Germania o răscoală puternică, soldată cu zeci de mii de victime, după care s-a construit zidul Berlinului. În 1956 și în 1953 au mai fost niște mișcări și în Ceoslovacia. În 1956, în luna iunie, o mare mișcare care contesta regimul comunist a muncitorilor de la Poznań din Polonia. Ea premerge Revoluție Maghiară, care Revoluție Maghiară a început în 23 octombrie 1956, a avut și menirea de a se solidariza cu mișcările din Polonia. Ceea ce a început atunci, în 1950, în octombrie 56 în Ungaria, însă, din punctul de vedere al nostru, al studenților, a fost faptul că mișcarea
de protest și de solidaritate cu revoluția de, cu mișcarea din Polonia a fost a studenților din Budapesta. Spun acest lucru pentru că sigur că și tot într-un spirit de solidaritate atunci când am început să ne mișcăm și noi și să vedem care ar fi și locul nostru într-o astfel de context politic, am avut acest sentiment de solidaritate cu mișcarea din cu demonstrația studenților. E bine, după tot ce v-am spus, după câte abuzuri, după câte crime, după câte închisori, să nu uităm că în 56 deja se parcursese perioada de canal Dunăre-Mare Neagră, care a început în 49 și în 53 s-a închis canalul Dunăre-Mare Neagră. Deci tot ce s-a întâmplat și lumea știe de la tânăr până la om în vârstă că a existat acea perioadă a canalului. Că mulți dintre părinții și bunicii dumneavoastră sau dintre rudele dumneavoastră au trecut în acest calvar al canalului Dunăre-Mare Neagră. Tot în această perioadă au funcționat minele de plumb din Baia Sprie, de la Nistru, de la Cavnic, unde de asemenea zeci de mii de oameni au muncit în subteranele acolo în condiții inumane. Să nu mai vorbim de alte și alte, să nu mai vorbim că lucruri pe care nu le știam și aveam să le aflăm mult mai târziu, pentru că ce se petrecea în interiorul închisorilor era foarte greu de aflat, pentru că totul era așa păzite această adică, posibilitate de a se informa lumea cu situația din închisori, încât doar atunci când la expirarea unor pedepse mai mici, ieșea câte unul din închisoare și putea să povestească, dar le era teamă pentru că la ieșirea din închisoare semnau un angajament că nu vor pune nimic ce s-a întâmplat acolo, sub amenințarea că vor fi din nou arestați. Iată de ce aflea. Dar vreau să vă spun că tot în acea perioadă, înainte de 56, s-a petrecut cel mai groaznic, cel mai groaznic experiment posibil în lumea închisorilor, experimentul de la Pitești. Sigur că ce s-a întâmplat la Pitești, dacă vom găsi pe cineva care a trecut pe acolo sau, mă rog, care cunoaște, are mai multe date despre, da, sigur, s-a și scris despre Pitești, s-au scris cărți destul de multe, ele doar trebuie căutate și vă asigur că dacă le veți găsi și le veți citi, veți avea imaginea clară a ce s-a întâmplat acolo cu tineretul român care a trecut prin acest experiment. Iată deci că în 1956, cu mișcările din Polonia și cu Revoluția Maghiară, a trezit speranțe în țările din jur și lumea credea că a sosit momentul ca prin ele însele, luând de exemplu Polonia, dar mai ales al Ungariei, se pot elibera prin forțe proprii de situația în care se găseau. E bine, acest lucru a creat în zona noastră, aici a Banatului, o stare de spirit cu totul și totul excepțională. Pentru prima dată oamenii aveau curajul să vorbească, să spună, să spere, să povestească. Anterior declanșării Revoluției din Ungaria, a fost o perioadă în care se putea, cel puțin populația de etnie maghiară, putea să-și viziteze rudele din Ungaria. Deci erau, mă rog, mulți oameni pe care chiar Revoluția a prins acolo și care povesteau ce au văzut, ce s-a întâmplat și lumea de aici era foarte bine informată prin Radio Budapesta sau prin alte surse de informare, dar și prin oamenii care veneau din zona respectivă. Și cum spun, cine vrea să se convingă poate să cerceteze arhivele statului de la Timișoara și vor găsi acolo mii de pagini din zona politicului de atunci, care descrie
toată atmosfera și tot ce s-a întâmplat în zona aceasta, în apropierea Ungariei. Deci, de aici se poate deduce că lumea era într-o așteptare febrilă. Acum, studenții și ei se agitau, se întrebau, aveau motive să fie nemulțumiți, în primul rând, pentru că cunoștea situația, cum am povestit mai înainte, care erau sursele lor, cum s-au format, în ce condiții s-au format și care era situația familiilor lor, așa. Pe de altă parte, spiritul acesta de solidaritate cu tineretul, cu studenții din Ungaria, i-a pus în situația să simtă obligați să se manifeste. Cam ăsta, de fapt, a fost momentul în care își puneau problemele cum, sub ce formă și care poate să fie rolul lor în acest moment. Dar și populația aștepta mult de la studenți. Erau zilele respective, eram mereu opriți pe stradă și întrebați, dându-se seama că suntem studenți, ne oprea lumea pe stradă și ne întreba, dar voi știți ce se petrece în Ungaria? Voi știți că acolo studenți au făcut și au dres? Dar voi ce aveți de gând să faceți? Prima așteptare era mare din partea noastră. Ei bine, dar am fost forțați și de propaganda, conducerii politice de atunci și a presei care nu numai că minimaliza ce se petrecea acolo, dar privea, adică prezenta toată treaba într-o lumină complet deformată. Ori pe noi lucrul ăsta ne nemulțumea, pentru că noi știam, aveam sursele noastre de informare, iar presa și, organele de partid ne vindeau gogoși, cum s-ar spune, mai plastic. S-a încercat, în baza unei hotărâri a Comitetului Central, ca oameni din aparatul politic, instructori, să treacă pe la toate instituțiile de învățământ, prin întreprinderi, prin fabrici, și să stea de vorbă cu grupe de muncitori, de alte categorii, de țărani și așa mai departe, chipurile ca să vadă care este situația lor, care sunt nemulțumirile lor, dar de fapt ei urmăreau să vadă care este starea de spirit. Ori în aceste întâlniri, totdeauna oamenii au încercat să-și exprime pe față nemulțumirea față de politica partidului. Acest lucru reiese din documentele de care vă vorbeam și ele pot fi cercetate. S-a încercat și între studenți să organizeze astfel de discuții cu grupe de studenți, dar studenții nu s-au lăsat, cum să spun așa, impresionați de propaganda lor și au răspuns pe față că nu sunt mulțumiți de modul în care se prezintă situația acolo și că ei doresc să existe un dialog, o întâlnire cu reprezentanți de bază ai partidului și în felul acesta s-a pus pentru prima dată ideea, într-un grup mai restrâns dintre noi, să organizăm o întâlnire pe Centrul Universitar Timișoara, la care să anunțăm și să invităm conducerea de partid locală, conducerea instituțiilor de învățământ superior, reprezentanți de la București, care să dialogueze cu noi și care să ne explice exact care este situația în Ungaria și care sunt, de fapt, care este poziția noastră în raport cu evenimentele din jurul nostru. Așa s-a născut ideea unei adunări pe centru universitar, care a avut loc în 30 octombrie. Deci, exact acolo săptămână, a fost 30 octombrie, 37 de ani de la acel moment în care s-a declanșat, de fapt, pe față această mișcare, care unii o denumesc mișcarea studențească anticomunistă, alții o numesc revolta studenților din Timișoara și așa mai departe. Ea a fost și una și alta. De fapt, această organizare, unei întâlniri pe centru universitar, n-a fost un lucru simplu, pentru că conducerile instituțiilor de învățământ superior
aveau dispoziții clare să nu se organizeze niciun fel de manifestare în perioada aceea, nici sportivă, nici culturală, nici adunări politice, UTB și așa mai departe, pentru ca să nu se creeze grupări de mai mari în care să poată să apară astfel de momente de explicare a situației internaționale. Într-adevăr, în ziua de 30 octombrie, începând de la ora 9, am trimis colegi de-ai noștri la toate facultățile și am chemat la Facultatea de Mecanică la o întâlnire cu conducerile politice respective. Spre surpriza noastră, într-un timp foarte scurt, s-au adunat peste 2000 de studenți care nu mai aveau loc într-o aulă universitară de la Facultatea de Mecanică și a trebuit să ne găsim un loc în care să poată să participe toți și aceasta a fost cantina de lângă Facultatea de Mecanică. După un moment, să zicem așa, de oarecare ezitare în care am fost întrebați de ce am chemat și care sunt problemele noastre, încet, încet atmosfera s-a încălzit, studenții au început să pună probleme foarte serioase privind politica partidului, să conteste toată situația privind prezența trupelor sovietice, privind relațiile cu alte țări, relații economice, cotele aberante, salariile mici. Bineînțeles că toată lumea s-a aștepta, dintre cei care au fost chemați acolo din conducerea institutelor de învățământ superior și de la București, ca noi să punem probleme studențești, de bursă, de lipsă de manuale, de cămine proaste și așa mai departe. Ori ei s-au trezit cu niște studenți care au pus probleme serioase privind politica partidului. Acesta a fost momentul care pe ei i-a surprins și într-un fel trebuie să recunosc că și pe noi care am organizat această întâlnire nu ne-am așteptat ca studenții să aibă atâta curaj încât să pună probleme de politică națională la așa, cu atâta forță, cu atâta claritate și cu atâta, cum să spun, direcționată spre condamnarea politicii partidului. Toată dezbaterea aceea, care, cum să vă spun, a fost o atmosferă incredibilă, la care nu s-a putea aștepta nimeni ca într-un astfel de moment, cum vă spun, nimeni nu avea curajul să vorbească de cum să se organizeze și să, într-o adunare de peste 2000 de studenți, să atace probleme de genul ăsta. În timp ce noi aveam toată această, mă rog, acest dialog cu cei de conducerea centrală, am fost înconjurați, toată zona aceea, Facultății de Mecanică, de trupe de securitate, de armată, miliție și după vreo 4 ore sau 5 ore cât a durat toată treaba asta, ei s-au organizat puternic încât după ce noi în sfârșit am reușit să ajungem la o înțelegere cu reprezentanții Bucureștiului că peste vreo 2 zile vor veni cu răspunsul de la Comitetul Central pentru că ei trebuie să înțelegem, nu pot să răspundă, n-au această, cum să spun, dezlegare, să răspundă la aceste lucruri care viza politica partidului. Dar acesta a fost un pretext ca ei să scape din presiunea studenților